Prieteni, bună ziua! Sper că vă găsesc bine. În spatele meu puteți vedea clădirea grădiniței 79, sectorul Botanică. Este un sector supraaglomerat cu cereri pentru grădiniță. În preajma străzilor Zelinski, Dacia, Decebal și Trandafirilor mai sunt alte trei grădinițe care deja au un grup de 30-35 de copii. De asta am investit masiv în 2019 pentru ca grădinița respectivă să fie deschisă încă anul trecut. Din păcate o vedem și astăzi închisă și lucrări care vor dura încă foarte, foarte mult. Spuneam anterior despre bâlbâiala autorităților în ceea ce ține de deschiderea grădinițelor și taberilor de vară. Și bănuiesc că nu este niciun secret pentru noi că noi ne vom trezi încă în august și nu vom avea o viziune foarte clară de la autorități cum reîncadrăm în copiii în sistemul de învățământ. Toate lucrurile s-au deschis, doar taberele și grădinițele rămân în continuare închise și fără ca să ne spună cum va fi asta făcută gradual, astfel încât să nu mai avem părinți care își pierd locul de muncă, părinți care au datorii și credite și nu au cu cine lăsa copiii, părinți care au împrumută bani ca să găsească o dădacă pentru ca să stea copilul, ca să stea cu copilul pentru că trebuie să iasă la lucru. Incertitudinea crește în fiecare zi, dar nu doar incertitudinea, dar și confuzia noastră, pentru că nimeni din autorități nu iese să ne zică: dragii noștri, de la 1 iulie reîncadrăm copiii gradual, așa încât până la 1 septembrie toți copiii să poată să meargă la grădinițe, iar părinții să-și reînceapă activitatea profesională. Noi avem clădiri foarte multe în municipiul Chișinău care trebuia să intre în reparație agresivă. Anterior v-am vorbit și despre grădinița 28 la Poșta Veche, care la fel a fost întoarsă municipiului în 2018, dar stă în paragină și nu au fost alocate bani pentru ea. Pentru ce efortul respectiv când stau clădiri cu care ar ajuta celelalte instituții de învățământ, astfel încât să nu avem grupe de 30-35 de copii, să nu fie o povară pe educatori, să nu fie o povară pentru părinți, mai ales în contextul crizei pandemice, prioritatea zero ar trebui să fie a autorităților să investească acum masiv în deschiderea și redeschiderea grădiniților. Ce așteptăm noi? Așteptăm luna august ca să spunem că noi încă nu suntem gata?